Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la raport. Vă reamintesc invitații mei de la această oră, domnii deputații Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu și Adrian Oros. Discutam un pic mai devreme despre proiectele prezentate de domnul ministru Petre Daia în fața Comisiei de Agricultură, iar domnul Oros ne rămăsese dator cu câteva răspunsuri. Dar referitor la subiectul cu care cu care tocmai uh, s-a încheiat. S-a intrat în pauză legat de sprijinul pentru tinerii din agricultură și, și industria alimentară. Este un, uh, o măsură care a fost cuprinsă în toate cele trei programe de guvernare uh, ale PSD alde, promovate de domnul uh, Daia, care avea, să zic un efect pozitiv asupra 2000 de tineri anual. Se referă la tineri cu o vârstă mai mică de 40 de ani și se dorula pe perioada 4 ani de zile și se cheltuia 100 de milioane de euro pentru acest program. Dar, repet, nici anul trecut, nici anul acesta în buget, când a venit domnul Daia cu bugetul în decembrie, această, această măsură nu a fost bugetată. Astăzi ne-a fost prezentată iarăși, ca fiind o măsură foarte pozitivă pe care ministerul o susține. Acum. Ce scuze, domnul Ruz, nu vreau să vă întreb, dar Poate se referă la măsura finanțată din Programul Național de Dezvoltare Rurală care este în derulare în momentul de față. Nu știu exact numărul, nu mai știu exact cifrele, dar și deci nu pot să vă confirm numărul da. de 2000 de tineri, dar dacă se referă la măsura finanțată din Penederea, acea măsură a fost prinsă și există da. și se finanțează în continuare. Nu, Acum, -a nu știu exact nu ce v-a prezentat, nu, nu mai sunt membru în Comisia Sursa? de Agricultură. Da. N-a specificat sursa, nu ne-a spus când o să aloce banii, noi l-am întrebat, nu ne-a spus nimic, n-am primit niciun răspuns. Probabil dacă dânsul ne spunea, domnule, avem în PNDR cuprinsă suma de anual, eu îmi notam și nu mai veneam cu Cred că acolo este pentru că, că subiect. dublă finanțare nu se poate face, se consideră ajutor de staj. Problema forței de muncă este mai, mai gravă, nu este numai la țară. Din păcate, asistăm la o un declin demografic foarte grav, generat de mai multe cauze, este destul de cronic, abia acum îi, îi, simțim, îi simțim efectele care sunt destul de perverse. Acum, când economia a început totuși să meargă, când există un, un, o cerere pe piața de muncă destul de mare, nu există forță de muncă calificată, nu doar în agricultură, aproape în niciun domeniu. Există această forță de muncă. Pentru că Asta este. Declinul demografic își spune cuvântul. să Acum sunt generații de 200.000 de copii. Noi, generația noastră, eram de cam 500.000 de copii. Acum s-a ajuns la o medie de 200.000 de copii da. pe an. Asta e cohorta și sub 200.000. De de sub 200.000. Pe de-o parte, pe de altă parte, foarte, mulți, foarte multe familii tinere, familii motivate, au plecat și lucrează afară. Copiilor se nasc acolo și nu, nu se nasc aici, nu, nu se școlarizează aici și probabil în timp. Nu vor dori să trăiască aici să lucreze aici. De aceea este o presiune foarte mare din partea mediului de afaceri să se faciliteze aducerea uh, forței de muncă mai ieftine din spațiul extracomunitar. Și probabil, în timp, se va ajunge și la această concluzie. Uh, legislativul și guvernul vor ceda acestor presiuni, care sunt legitime din partea agenților economici. Și ne vom trezi cu forță de muncă mai mult sau mai puțin calificată, dar foarte bine motivate, pentru că vor veni din zone mult mai sărace, care, sigur, în prima generație pot să fie recunoscători patriei de adopție, o să muncească bine pe salarii... S-a întâmplat, și în, alte state, -a întâmplat și în alte state. Dar după două, trei generații, s-ar putea să avem acele evenimente, conflicte sau atmosferă culturală, care, pe care o trăiește astăzi vestul Europei, ceea ce nu este de dorit. Orice măsură privind creșterea demografică am luat acum, la fel ca și orice măsură am luat în învățământ, cum spunea și domnul ministru, s-ar vedea peste 10 ani, peste 15 ani, peste 18 ani. Dar important este ce facem acum. Câți dintre tinerii care termină acum liceele agricole, și am să mă întorc că e la subiectul nostru, sau facultățile de profil, doresc să se reîntoarcă. Păi cred că ne poate spune și domnul rector Câmpeanu câți între absolvenții dumneavoastră intră în uh, producție? Uh, procentul de angajare în domeniul agriculturii este destul de ridicat, este mai ridicat decât în alte domenii. Asta este îmbucurător și asta se datorează, așa cum am mai spus, bunului mers al agriculturii. În momentul în care agricultura nu o să mai meargă măcar la fel de bine ca și până acum, nici tinerii absolvenții nu-și vor mai găsi locuri de muncă în domeniul agriculturii. Sunt, e o legătură directă. Da, da. Cu toate astea, iertați-mă, sunt Să foarte spun, mulți fermieri deci care nu găsesc specialiști. Procentul de angajare al absolvenților de la USAMV București, care este similar cu cel din Cluj, este de peste 70%. Și asta înseamnă foarte mult. Nu spun că toți cei 7 și peste 70% dintre absolvenți lucrează strict în domeniul pentru care s-au pregătit. Nu, ar fi frumos să fie așa, dar nu pot spune lucrul ăsta. Însă, un procent între 70% și 80% de absolvenți de licență care își găsesc un loc de muncă, repet, pentru învățământul superior din România este un procent foarte mare, foarte bun. Nu vreau să compar cu alte domenii de științe socio-umane unde uh, procentul de angajare este mult, mult mai mic, pot să compar cu procentul de angajare al altor facultăți cu specific ingineresc și atunci domeniul agriculturii stă mai bine? Sigur, nu stă la fel de bine ca Academia de Poliție, unde se angajează 100% între absolvenți. Acolo este altceva. Vă rog. Eu îndrăznesc să cred că acest procent a crescut, nu știu dacă e corect, dar așa cum am văzut eu lucrurile, după anul 2007, când au apărut da. fondurile europene, S-au creat, da, creat locuri de muncă, o parte dintre tinerii absolvenți s-au angajat pentru că s-au dezvoltat afacerile, alții și-au făcut propria afacere și atunci, cred că a crescut și procentul celor care vor să lucreze în agricultură și asta m-a bucurat eu ca absolvent în anul 2002 al universității. Pot să vă spun că puțin colegi de sub acest procent pe care l-a enunțat domnul rector, domnul ministru aici de 70%, lucrează în conformitate cu pregătirea pe care au dobândit-o. Deci asta e un lucru îmbucurător și în conformitate cu ceea ce spuneam toți mai devreme, că agricultura pe ansamblu este pe un trend pozitiv. Au fost fonduri europene, oamenii au investit, tehnologia a crescut, piața s-a deschis, sigur, odată cu aderarea, nu mai vorbim doar de piața românească, avem piața Uniunii Europene, unde bătălia a fost destul de dificilă, dar s-au deschis și alte oportunități. Mulți agenți care au cumpărat din România chiar dacă erau din piața Uniunii Europene și au exportat în altă parte, în țările arabe, de exemplu, în China, și așa mai departe. Dar mai sunt multe de făcut, adică n-aș vrea să ne mulțumim pentru că, uh, iată că avem, de, dacă vă uitați la cereale, o producție în creștere în fiecare an, cu toate asta media producției la hectar nu este cea pe care nu o dorim. Deci mai este loc foarte mare de creștere. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la porumb, de exemplu, la floarea soarelui, aproape în fiecare an. Nu batem cu Franța, acolo, locul 1, locul 2. Dar dacă vă uitați, la media la hectar suntem la jumătatea Uniunii Uni Europene. Bine, deci media asta de... e trasă în jos de către micile exploatații, de către fermele de subzistență. E adevărat, acele mici exploatații. Dacă vom încuraja cooperativele agricole și alte uh, politici, pentru că asta trebuie să facă ministerul, să creeze politici astfel încât fermierii să lucreze în comun, să comercializeze în comun, să ofere piețe de desfacere. Nu? Astea sunt politicile, cred eu, cele mai importante. Pe măsură ce vom avea aceste exploatații consolidate, partea unor exploatații mai mari, sigur că și media la hectar va crește, pentru că în momentul în care lucrezi o suprafață mai mare, îți permiți fie că ai fonduri europene, fie că îți permiți un credit, fie că ai uh, venituri din ceea ce exploatezi, îți permiți să investești și atunci crești tehnologia, da? Ai crescut tehnologia, crești și media producției la hectar. Deci România mai are un spațiu imens de dezvoltare și acum e important să ținem ritmul, să avem un ritm cât mai susținut de de creșterea acestui, de acapararea acestui spațiu pe care îl avem. Da, aș vrea să vă, dacă îmi permiteți să în completare, dacă tot s-a referit la ministrul la anul 2007, aș vrea să vă spun că în anul 2007 în România erau un milion, peste un milion de studenți. În cele patru USAMV-uri, Învățământul Superior Agricol București, Cluj, și Timișoara, erau 30 de mii față de un milion la nivel național. Ce se întâmplă 10 ani mai târziu în 2017? La nivel național numărul a scăzut de la 1 milion la 500 de mii, iar în cele patru usmv uri numărul este tot de 30 de mii. studenții celor patru usmv uri împreună. Cred că asta spune ceva uh, despre atractivitatea învățământului superior în domeniul agriculturii și despre atractivitatea agriculturii în, uh, în general. Este un, uh, și aproape că s-a Este un indicator, exact, practic s-a dublat procentul. Și mă refer, uh, când spun 30.000 de studenți, mă refer la cei înmatriculați în cele 4 universități de știință agronomice și medicină veterinară din România. Uh, pentru că alte 20 de universități, văzând că au succes programele din domeniul agriculturii, și-au înființat programe în domeniul agriculturii, în așa fel încât numărul total de studenți. Uh, din domeniul agricol sau conex este de aproape 50.000 față de 500.000 de așa cum spuneam. Deci practic aproape 10% Iar cererea din cererea din piață de cât e. Avem niște date, să putem să realizăm dacă sunt mulți sau dacă sunt puțini? Cererea din piață este dificil de foarte dificil de, de estimat, pentru că ne referim la piața românească, la piața europeană, piața ne referim mâine. strict la uh, firmele cu obiect principal de activitate în domeniul agriculturii. Uh, Mi-e greu să vă dau un răspuns foarte exact, dar tocmai ce a precizat domnul profesor Oros, faptul este, sunt de acord, din păcate, este o realitate, o realitate tristă, forța de muncă, uh, forță calificată de muncă, uh, este, este, căutată inclusiv în domeniul agriculturii. Deci înseamnă că piața încă absorbe acești absolvenți. Mai mult decât atât, e nevoie de această forță de muncă ce trebuie să fie calificată și nu numai la nivelul învățământului superior, e nevoie poate și mai mare de forță de muncă de nivel mediu, la nivele medii de, de calificare, dacă în învățământul superior avem nivelele 6, 7, 8, 6 înseamnă licență, 7, 6 licență, 7 master, 8 doctorat, avem nevoie de forță de muncă de nivel 5, deci intermediar între liceu și, și licență. Este vorba de tehnicieni agricoli, mecanizatori agricoli. Știu că doamna este un mare mare nevoie. cu cei de la APIMAR, da, au pus da, da. bazele a două clase de mecanizatori Deci este agricoli, un necesar de forță de muncă acolo. încă mai pronunțat la acest nivel intermediar, sub nivelele 6 7 8. Un telespectator dorește să intre în dialogul dumneavoastră, sunat la 031 și dorește să dialogheze cu dumneavoastră. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți de unde le sunați? Mă numesc Gigi Bolan, din de județul Vrela. Vă rog! Uh, am intervenit și eu cu o problemă. Deci sunt șomer, mi-am dat demisia. De acum doi ani jumate am lucrat la o stație de pompare aici pe zonă și am fost nevoit să-mi dau... Vă auziți? Din da, 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 vă ascultăm. Vă rog! Da, deci mafia de aici, după Brăila, mi-a dat și la cap, și la picioare. Mă înțelegeți? Uh, am lucrat la stație de pompare, aici, la de domnul Turcitul, după aia am lucrat, uh, am lucrat uh, în sistemul privat. Da. Deci, cum să stea, să, stea, uh, să stea tineretul aici, în România, în sistemul ăsta de irigații? Cum să stea când este exploatarea omului de către om? Deci, eu am proces cu ăștia, cu Anifu, cu, anif cu privatizatul. Deci am lucrat 24 din 24 și m-a plătit 8 ori. ITM-ul după Brăila, deci am reclamat I ITM-ul după Brăila nu-și face treaba. Au acti fictivi, am procesii, procesii pe rol. Așa ceva nu se mai, nu se mai poate. Domnul, Dan, domnul Daniel Dan știe, am fost în audiență la București la domnul Ichimescu, m-am mințit. Am înțeles. Bine, bine, stimate, domn. Bine, mulțumim frumos pentru... Telefon, ce să vă zic? Din păcate, noi nu vă putem rezolva astfel A, de pot să, probleme. Pot să, cum să vă spun, să dau o explicație. Într-adevăr, în sistemul de irigație au lucrat foarte mulți oameni. La ANIF, la, uh, numai că odată cu dispariția sistemului de irigație, în timp, pentru că au fost diverse probleme, nu vreau să le reiau aici. Dacă vă uitați la rapoartele pe care noi le-am făcut în 2013 la Corpul de Control, 2014, o să vedeți, o să prinzi câteva răspunsuri. Dar, în anul 2011, sau 2010, nu mai știu exact, guvernul Boc a luat o decizie atunci, știți când s-au făcut acele restructurări în aparatul public și din 5.000 de angajați cât avea Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au rămas 1.500. S-au externalizat anumite servicii, s-au întâmplat și probabil că și dânsul este în acea categorie de oameni care au fost, cum să spun, disponibilizați. În anul 2014, dacă nu mă înșel, după demersurile pe care le-am făcut, am cerut reangajarea, pentru a nu mai externaliza anumite servicii, reangajarea a 1000 de Oameni. Nu știu dacă s-au angajat în perioada care a urmat, 2016 și mai târziu, dar am obținut acele 1000 de posturi suplimentare, astfel încât o parte din cei care au lucrat în sistem să fie reangajați pentru că era nevoie. Odată cu dispariția, cu plecarea oamenilor, anumite instalații, stații de pompare, cum spunea domnia sa, sau alte bunuri ale statului, au fost devalizate. Iar acest lucru nu era, cum să spun, acceptabil. Eu sper, și de asta am spus, avem două surse de investiții în momentul de față în zona de irigații. Programul Național de Dezvoltare Rurală pe care l-am negociat în 2013 și care prevede 435 de milioane, ca să aveți o dimensiune, că mulți spun, domnule, vorbim de cifre. Dimensiunea următoare, 2007-2013 am avut doar 60 de milioane de euro și am suplimentat cu încă, până la 130, da? cu încă 70 de milioane. Iar în această perioadă am negociat 435 de milioane de euro. Deci ca să vă dați seama de dimensiunea și de ceea ce s-a putut obține atunci. E un lucru, comisarul european era Dacia și am prezentat toate argumentele și am reușit să obținem acest lucru. A doua sursă de finanțare, deci acești bani se duc pentru infrastructura secundară. A doua sursă de finanțare o reprezintă legea irigațiilor, bugetul de stat. Un miliard de euro pentru infrastructura principală. acești bani, de acești bani avem nevoie cât mai repede din două considerente. În primul rând, pentru că avem nevoie mai, mai repede de irigații, ca să putem să creștem și media la hectar, de care vorbeam mai devreme. Și, în al doilea rând, pentru că dacă nu reușim să conectăm acea infrastructură uh, secundară pe care o finanțăm din bani europeni la o sursă de apă, deci infrastructură principală, stații de pompare din Dunăre sau din alte surse, pierdem banii europeni. În trei ani de zile de când s-a finalizat investiția din fondurile europene, trebuie să o cuplăm la o sursă de apă. Dacă nu vom face lucrul acesta, cei 435 de milioane pe care sper să-i cheltuim vor fi pierduți, vor trebui dați înapoi la Comisia Europeană. Deci, de asta eu pun de fiecare dată accent pe legea irigațiilor. Și am încă o speranță, că, dincolo de multe prostii pe care le face guvernul PSD și ALDE, n-aș fi crezut, asta este. Una s-a discutat când eram și eu parte și alta s-a realizat în timp. Da? N-aș fi crezut. Dar am această speranță. Am văzut că și domnul ministru Daia vorbește de fiecare dată de irigații. Am această speranță pentru, cum să spun, pentru binele agriculturii românești că vor implementa acea lege și că banii vor fi uh, atrași. Bun, știu că cei de la guvernare de la PSD și alte, și au propus refacerea și extinderea sistemului de irigații, au un program de guvernare trecute și da, câteva, trebuie să accelerăm. Cifre, câteva da, vă rog, spuneți-ne sumele și după aia vă spun și eu ce întâmplat. 14 miliarde de euro buget de stat plus 342 no. miliarde de euro de la FADR. Ah. Sumele pe care le prezentam ceva mai devreme sunt 435 de milioane de euro FADR, da? Și încă, probabil că o parte s-au cheltuit, de -aia e suma mai mică acolo, și 1 miliard 65 de milioane de euro din bugetul de stat. Primul an însemna 145 de milioane. S-au cheltuit doar 5 milioane. De asta vă spun, intenția există. Eu o asumare în programul de guvernare, dar mi-aș dori să văd un ritm ceva mai accelerat. Asta e tot ceea ce spuneam. Legat, de, eu, dacă Vă rog, pot să, să intervin. Legat de această măsură, am avut chiar astăzi întrebări și discuții cu domnul Dai, Sigur că răspuns, răspunsurile dânsului totdeauna sunt foarte interesante. A evitat un răspuns foarte direct, dar după știința noastră, anul trecut s-au irigat 380.000 de hectare și s-au inaugurat doar două stații de pompare. Ce ne spun cei care au nevoie de această apă, cei care uh, lucrează în, în, în zona anif -ului. Se pare că patrimoniul dat în administrarea ANIF de către Ministerul de Finanțelor nu este cadastrat, nu este un inventar. Practic, nu se cunoaște regimul juridic, de aceea nu se pot face investiții. Investițiile de care domnul Ministru povestea. Apoi, Fermierii care activează în zonă spun că există o concurență neloială între fermierii de acolo, pentru că unii au acces la fondurile europene pentru infrastructură secundară de irigații, și iar apa pe canalul principal este pompată pe cheltuiala nifului. Alții nu au acces la, această, la aceste fonduri. Și se creează la, la, pe plan local acolo se creează o concurență neloială în care unii o să, o să, o să dispare de pe piață tocmai pentru că acest acces se creează doar pentru unii dintre fermieri care au ajuns la cele canale secundare, unde, unde s-a reușit să se investească, nu mai, nu mai știu exact suma, dar în orice caz doar 380.000 de hectare din cele 2 milioane de hectare pe care la începutul mandatului domnul Daian ne spunea că vor fi realizate pentru 2018, pentru 2017 trebuia să fie 1,3 milioane de hectare. Asta era, de, asta era cifra pentru 2017. Urmând ca la finele acestei perioade să fie 2 milioane de hectare. Sigur, sunt până acum 380 de mii de hectare. Acum, legat de și ceea ce spunea domnul ministru și de, și de ceea ce intervenea domnul de mai înainte, nu știu. Probabil că sunt sectoare de activitate unde trebuie să se angajeze forță de muncă la stat. Dar eu, din principiu, aș consider că statul trebuie să se retragă din cât mai multe dintre activitățile lucrative. Statul trebuie să facă doar politici, trebuie să asigure un cadru general, să asigure că nu, se întâmplă, că nu există o concurență neloială pe piață, să nu avantajeze sau să nu dezavantajeze pe nimeni dar să lase pe cei care lucrează în speță, cei care lucrează în agricultură, să se organizeze pe asociații, pe camere agricole și să nu intervină, pentru că dacă de multe ori mai multe încurcă decât îi ajută. Eu am stat de vorbă, pentru că lucrez și eu de 30 de ani în domeniu, conduc colegiul meu aici veterinar de peste 20 de ani și am contacte, cel puțin cu cei care activează în, în, în zona creșterii animalelor, am contacte peste 20 de ani, I am văzut cum au crescut, cum au evoluat de multe ori structurile statului mai ales de concentrate, îi încurcă, le mai cere o hârtie în plus, îi mai plimbă, o să-i lase pe ei să-și formeze asociații puternice. Legea aceea a agricole, care funcționează în toată Europa, stă de vreo șapte ani de zile, nu încurajează nimeni ca să devină uh, lucrativă, în așa fel încât statul să se retragă, să facă control, să facă monitorizare și politici agricole. Dacă mă nu, eu parțial sunt de acord cu dumneavoastră, a spun numai parțial, pentru că și eu ca formație mă consider un om de dreapta și cred că statul n-ar trebui să intervină în foarte multe activități economice și ar trebui să... Dar aici e o situație aparte. Și de asta spuneam, făceam referire și la rapoartele pe care noi le-am făcut atunci. De ce? Ce s-a întâmplat după anii 2000? S-au constituit acele asociații de udători care au preluat infrastructura secundară. Da? Au preluat-o direct în proprietate. Dacă faceți, o, am făcut noi o analiză, în jurul orașului Timișoara, în jurul Brașovului, deci zonele cu interes imobiliar crescut, toate aceste asociații, nu știu, s-au întâmplat anumite lucruri și canalele, prin, canalele de irigație de acolo au fost astupate, vedeți dezvoltări imobiliare, vedeți tot felul de abordări comerciale și așa mai departe. Deci a fost oarecum, era în proprietatea lor, puteau să facă, dacă vreți, undeva la limita legii. De aceea noi am modificat legea în anul 2013 și am spus, doamne, toți cei care preiau trebuie pentru o perioadă de 5 ani de zile să dovedească faptul că investesc și că folosesc pentru scopul pentru care a fost transferat acel patrimoniu. De aceea am considerat că, dincolo de abordarea pe care am avut-o pentru infrastructura secundară, pentru a infrastructura principală, statul e cel care trebuie să aibă un rol mai important pentru că e un patrimoniu și se poate crea un monopol. Uh, sigur că legea inițială prevedea că acea infrastructură principală, stația de pompare și canalul magistral trebuie să treacă în proprietatea federațiilor. Dacă ele se constituie din proprietari și din asociațiile care s-au format acolo, dar gândiți-vă că sunt foarte mulți proprietari care nu vor să intre într-o asociație. Sau care spun, domnule, eu am o capacitate mai mică. Cuvântul lui este mult mai mică în acea federație și atunci riscă să nu mai irige, încet, încet, este forțat să vândă terenul respectiv. Deci se poate crea un monopol al federațiilor. De ce am considerat că e important ca statul acolo, cel puțin pe federații, pe canalul, pe infrastructura principală, statul să aibă încă un rol important, tocmai pentru protecția fermilor mici. Cel puțin la momentul ăla. Acum nu știu care sunt abordările uh, actualei conduceri. Bun, aș vrea să-i mulțumesc domnului deputat Sorin Căpeanu pentru prezența în cadrul agriculturii la port. Știu că trebuie să mergeți la o altă Din întâlnire. Băcate. Luăm o scurtă pauză și după câteva minute ne revedem aici la AgroTV cu domnii deputații Oros și Constantin.